Deci cam asta s-a întâmplat atunci. A început să pierorieze că nu i-am dat băutură bună, adică tata și mama nu i-au dat o băutură bună, șampanie, Dom Pérignon, că el servește numai sticle de colecții din Franța la nivelul care lucrează el, deci lumea îi dă, îi deschide ușile, nu-l dă afară și este o persoană extraordinar de importantă, mai mare decât primul secretar. După aia am înțeles că și-a avut o echipă din asta cu care din 75 a început să terorizeze sucursala rețelei electrice de Iași, deci ducând, cerând bani și lucrându-i în Cambodgia lui Pol Pot, dar punând și pe numele lui la Phuket prin Thailanda, personaj deci complet negativ. Cea mai amenințat acolo, deci când mă va umple cu apă levitațională și voi fi deci apăsat pe un buton și trântit în sus de tavan să mor. Asta s-a întâmplat, era un om extraordinar de negativ. Tatăl meu s-a dus după aia la rețele electrice, ea s-a explicat, deci am spus cum s-au îmbolnăvit amândoi fulgerători de cancer, s-au tratat cu stem cell, au reușit să scape atunci, deci tata i s-a schimbat tot colonul. De fapt, ce vroia de aici? Vroia de la fratele tata vreo 20.000 de dolari, să dădea mare comunist, noi am fi anticomuniști, noi încercam să ținem o poziție, să spunem, din mijloc și era, bineînțeles, și spion turc, și rus, și chinez, spion chinez, un personaj complet negativ. De acolo s-a format o comisie de anchetă și s-a văzut încă o dată, deci familia lui fusese implicată în scandaluri din astea de terorizare a românilor încă de la 1880, imediat după câștigarea independenței, s-au găsit lucruri care nu le știa nici tare sau le știa foarte puțin, cum l-a gonit pe bunicul tata care venise să se vândă în hală harbuș și pepeni galbeni, deci mai multe familii, acolo era relatat în ziar că sunt vreo 800 de oameni, au intrat peste marfa unui om, deci din județul Botoșani, i-au stricat marfa, acesta a început să tragă cu pușca și au fost urmăriți prin oraș după aia de elemente românești și s-a dovedit că erau spioni turci și ruși.